Ninge de câteva zile în întreg județul. Toate utilajele secției de drumuri naționale au fost scoase pe drumurile naționale. Suntem cu tot efectivul complet în baze. 55 de utilaje cu lamă, rnsp sau încărcătoare și cele două freze. Este posibil ca mâine să acționăm cu frezele și pe Rânca și pe Godeanu. În ultimele 48 de ore s-au împrăștiat sute de tone de material antiderapant. 500 de tone de antiderapant, aproape, de fapt, 6, aproape 600. În continuare aprovizionăm. Nu vom avea niciun motiv să nu acționăm în continuare la fel cum am acționat până acum. Prognoza meteo indică ninsori în continuare până vineri inclusiv.